De ani buni, presa tot găsește și promovează inițiativele orășenilor care au renunțat la viața urbană pentru a renaște în rural. Astăzi, încă o dovadă adusă de corespondentul nostru de Iași, Raluca Daria Diaconiuc. O familie ghidată de propriile amintiri din copilărie și-a făcut propriul rai într-un sat din Moldova. Spre luare aminte, urmăriți materialul. O familie de eșeni a achiziționat o bucată de teren și o mică livadă pe care a extins-o din dorința de a se bucura de fructe bune și gustoase, așa cum le mâncam în copilărie. În timp au pus tot mai mulți pomi, iar totul e plin de viață și foarte frumos. Noi am preluat livada asta în 2010, am cumpărat terenul. Era cu livadă, din fosta livada Iasiului Miroslava, era livadă numai de măr. Mai avem și acum din fosta livadă pomi care încă mai produc. Noi la început a fost așa, ca o investiție. Și după aia am preferat să încerc să reinvestesc aici, să replantez livada, pomii bătrâni am înlocuit care nu mai dădeau randament. Am încercat să o diversificăm, am diversificat și soiurile din măr, că la început am avut doar Starkinson și Jonathan. Și după aia am diversificat și soiurile. Am mers la stațiuni la Sârca, ne-am luat pom de acolo, am ales niște soiuri mai rezistente. Ce soiuri ați ales? Am ales Florina, că este un soi foarte rezistent la rapăn, făinari. Este un măr foarte gustos, foarte dulce. După aia ne-am gândit și la cei care nu au voie să consume un măr mai dulce și am ales Idaredu. Este un măr cu conținut redus de zahăr, foarte recomandat pentru diabetici. După aia am mai luat și Ionagol, mi-a plăcut mărul ăsta pentru că este un măr foarte mare, foarte gustos și are un miez galben așa plăcut și el e pe suprafață parcă ar fi cerat, așa de, dar nu, asta e soiul lor, așa e în realitate. Am mai înlocuit fapt de cursul timpului din fostul Starkinson care s-a uscat și am avut probleme cu el din cauza că erau prea bătrâni, am mai luat puieți de Starkinson, am mai vrut să merg văratici, am pus și caiz, și persi, și cireș, și vișini, și pruni, mai multe soiuri. Dar din vechea livadă cam cât a rezistat, așa ca procent? Mai am și acum, cam, eu știu, un procent de 20% din vechea livadă mai am pomii. Mai am Jonathan, mai am Starkinson din vechea livadă, deci o să mergeți, am să vă arăt mai. La vale am să vedic după trunchi, după coroană. La început a fost mai greu, a invitat un inginer pomicol care a explicat celor interesați și eșeanul își dorește să repete experiența.